Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultură și despre industria alimentară, în special despre agricultură, pentru că suntem, a spune, cred cel puțin, la capătul unui șir de proteste la nivel european și în România ale agricultorilor. Încercăm să înțelegem din această emisiune ce s-a întâmplat, care sunt cauzele, le-am mai văzut, dar poate le trecem repede în revistă, care sunt uneori ideile mai, hai să spun, antipiață ale fermierilor. Eu remarc acest lucru, să vedem dacă și invitații mei vor fi de acord. Și în ce măsură agricultorul mai este sau nu un antreprenor? Evident, să adăugăm și faptul că politica agricolă comună a fost eronată sau nu, dacă se putea face mai bine. Bun, sunt toate aceste teme pe care ni le propunem. Împreună cu noi în această seară se află de la Cluj-Napoca domnul profesor Vasile Pușcaș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și fost negociator șef al României pentru Uniunea Europeană, pentru aderarea la Uniunea Europeană. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență. În studioul RFI la București este alături de mine domnul Robert Vereș, este jurnalist Profitul Agricol. Bună seara, Robert Vereș, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. V-aș ruga să începem din studioul de la București. Robert Vereș, cum ați văzut aceste proteste la nivel european? Care sunt, să zicem, concluziile pe care le putem trage așa în câteva idei? Bun. Au fost, cum ați menționat, proteste la nivel european, însă nu au fost proteste coordonate între fermieri, chiar dacă la un moment dat așa a apărut, fiindcă au izbucnit și în Germania, apoi în Franța, în România, în ultima dată la Bruxelles, deci în Belgia. Da, în Polonia. Au fost o hartă aproape. Destul de multe state europene au fost atinse de... Au fost revendicări, unele să zicem comune, cele care țin de politica agricolă comună, dar și revendicări speciale. Știm, de pildă în Germania, totul a pornit de la faptul că s-a tăiat subvenția la motorină. În Franța, principala revendicare, din ce am văzut eu, a fost de a se pune capăt exporturilor, importurilor ieftine, fiindcă fermierii francezi nu mai au piață pentru mărfurile lor, produse la anumite costuri. Cred că așa gândesc și fermierii români. Nu seamănă aici? Da, sau unii dintre ei? Să zicem că seamănă până la un punct, însă există și o mare diferență. Adică Franța, împreună cu alte state vestice, au beneficiat de pe urma importurilor ieftine din Ucraina, spre deosebire de România și alte țări care se învecinează cu Ucraina. Mă rog, nu au beneficiat aceleași persoane, deci nu fermierii care au protestat au beneficiat de acele importuri. Poate consumatorii sau procesatorii, Au beneficiat consumatorii și de asta este și ușor cumva pentru populație să cadă în extrema cealaltă, să spună că, mă rog, fermierii nu au dreptate cu protestele lor. Dar aici, pentru că ați menționat, într-adevăr, undeva spiritul antreprenorial intră într-un fel de ceață, pentru că în momentul în care încerci să intervii cu solicitarea de a interveni cu reguli în piață care să distorsioneze mecanismele de piață, într-adevăr, lucrurile intră pe un teritoriu foarte ciudat. Am observat de altfel, chiar am fost într-o emisiune live cu dumneavoastră, mă rog, într-o discuție live cu dumneavoastră recent și acolo se spunea foarte bine că în momentul în care încerci să tai prețurile, cum se întâmplă la noi și încerci să intervii în piață, să spui că, uite, plafonezi prețurile la anumite alimente, comercianții găsesc alte soluții și scumpesc în alte părți. Adică e un mecanism din ăsta așa de compensare. Deci o intervenție care, în piață, poate să ducă la alte niște distorsiuni. O să ne întoarcem la această temă și la celelalte. Am să vă rog, domnule profesor Pușcaș, să ne spuneți și dumneavoastră, sigur cu experiența legată de funcționarea Uniunii Europene, care credeți că au fost problemele acestei politici agricole comune în ultimii ani sau din totdeauna?
În primul rând, cred că am putea să mergem în urmă cu două decenii, atunci când au aderat și statele din valul al cincelea, iar în ceea ce privește politica agricolă, care este o politică, știm foarte bine, comună, s-a spus că trebuie să fie reformată, dar s-a ajuns doar la o reformă legată, să spunem, de subvenții. Și aici aduc al doilea termen în discuție. Agricultura europeană, cea din Uniunea Europeană, a fost o agricultură subvenționată. Și din punctul acesta de vedere au existat și există încă niște reglementări pe care producătorii, agricultorii, fermierii trebuie să le respecte și ca atare ei au fost condiționați de anumite reglementări. În altă ordine de idee, a treia chestiune, în ultimele două decenii a avansat foarte mult concepția neoliberală, aceea în care piața liberă a fost scoasă tot timpul în față și au fost aduse aceste argumente de care amintea și dumneavoastră și domnul Fereș, ale pieței și că s-ar produce distorsiuni ale pieței. Ceea ce ne arată nouă că, de fapt, politica agricolă comună a fost scoasă tot timpul în față, că ar fi reformată, ar fi reconsiderată, dar nu s-a ajuns la o reformă reală a politicii agricole comune. Și acum vedem, vă rog, în continuare fermierii ce au cerut în toate statele. Corect. Au cerut protecționism, protecție. Uh-huh. Da? Culmea că, dar protecție chiar, agricultură... în interiorul, protecție chiar în interiorul Uniunii Europene, nu? Așa asta au cerut. Că am văzut, da, că protecție, francezii față, nu, de Spania... În interiorul protecție în interiorul Uniunii Europene. Tocmai că de aia spuneam că după ce s-a produs valul al doilea de extindere, au fost tot felul de discuții. Mi-amintesc când negociam capitolul de agricultură, teama de România, teama de Polonia, teama de așa mai departe, acum teama de Ucraina. Vedeți, tot timpul apar și la fermierii care protestau în jurul Parisului, frecvent se rostea Ucraina și România, cum că ar veni produse din zona aceasta ieftine și așa mai departe. Dar aici ne arată nouă faptul că se discută tot de două decenii după ce a fost respins tratatul constituțional în mai-iunie 2005, se tot discută de reforma Uniunii Europene, dar nu se realizează o reformă a politicilor europene. Și în momentul de față se discută de reformă, dar la ce se face referire? Se face referire la procesul decizional. Dacă vedem procesul decizional, se face numai la modalitatea de luarea deciziilor prin vot. Bun, și la ce ar trebui să se facă referire, domnule profesor? La ce ar trebui să se facă referire? Uitați-vă, de exemplu, și în vest, dar și în zona noastră, s-a văzut cât se poate de clar că se iau decizii care sunt pe un teren al interdependențelor, dar nu sunt interdependente. Se iau decizii distincte, separate, care după aceea se bat cap în cap cu altele. Dacă se iau decizii în domeniul Green Deal-ului, nu se iau decizii adecvate și în domeniul industriei și agriculturii. Dacă se iau decizii în domeniul, să zicem, agro-industrial, nu se iau decizii adecvate și în materie comercială și în materie producției a fermierilor. Bun, mulțumesc. Se datorează lucrul acesta și faptului că, numai puțin, vă rog, avem în momentul de față 27 de comisari. Nici nu știm care cu ce se ocupă. Nici nu știm cum cooperează, cum se coordonează. Cert este că rezultatul este o stare de disfuncționalitate și a pieței, a pieței unice și a pieței agricole și, la urma urmei, o stare de anxietate la nivelul cetățenilor europeni. Este ceea ce și îngrijorează din punctul de vedere a altei crize care urmează, criza politică, pentru că după criza economică vine criza
socială și criza socială se însoțește cu criza politică. Imediat o să discutăm despre aceste posibile crize. Dați-mi voie să venim la aici în studioul RFI la București. Robert Vereș, domnul profesor, a trecut în revistă câteva incoerențe, să spunem, ale funcționării politicii agricole comune și chiar ale Uniunii. M-aș întoarce la proteste și la ce s-a văzut că s-a rezolvat. Adică am văzut că totuși statele s-au mișcat, guvernele s-au mișcat, chiar și Comisia Europeană s-a mișcat. Bun. Referitor la ce a spus domnul Pușcaș, eu zic că a punctat foarte relevant faptul că nu există această congruență între politici și în primul rând s-a văzut partea aceasta, cum spunea, de Green Deal, adică s-au impus niște măsuri de mediu într-o procedură accelerată. Fermierii europeni trebuie să facă față unor eco-condiționalități foarte drastice. Asta înseamnă că se confruntă din ce în ce mai des cu probleme legate de respectarea acestor condiții sau se interzic pe bandă rulantă produsele de protecție a plantelor și cele care rămân se scumpesc continuu, ca atare ei produc la niște costuri mai mari decât ale fermierilor din țările care concurează pe aceeași piață cu ei. Mă refer în primul rând la Rusia, Ucraina, la țările din America Latină, chiar și la Statele Unite. Deci, pe această piață globală, această concurență căreia fermierii europeni trebuie să-i facă față, se trezesc tot mai mult în fața faptului împlinit că, practic, mărfurile lor sunt tot mai scumpe și nu reușesc să le vând așa cum le vindeau înainte, cu același profit. Bun. Acum, asta este o revendicare obiectivă și fermierii francezi au punctat foarte bine lucrul acesta, că ar trebui să se pună puțină pauză sau să se mai încetinească ritmul cu care se scot produsele de protecție a plantelor din uz, până când nu se prezintă cel puțin soluții alternative viabile, pentru că cele care rămân în piață, de regulă, nu sunt la fel de eficiente. Și la costuri rezonabile, și aici, nu? Poate că, mă rog, ascultătorii dumneavoastră nu știu, dar e merită de punctat că, practic, avem o insectă endemică în România, care poate ar trebui pusă pe steagul României, se numește Tanimecus, rățișoara porumbului, care e capabilă să ne decimeze culturile de porumb și de floarea soarelui. Împotriva ei nu există tratamente eficace în vegetație, există un tratament care se aplică la sămânță cu aceste produse care se numesc neonicotinoide, și care au fost interzise. România, practic, acum are o derogare, nu? Le aplică, da, printr-o derogare, dar de fapt ilegală, pentru că există inclusiv o decizie a Curții Europene de Justiție care ne interzice folosirea lor, și atunci ministrul român a venit și peste decizia aceasta a Curții Europene, a zis, noi mergem înainte cu aceste neonicotinoide. Dar pentru România e esențial să folosim aceste neonicotinoide. Exact. Asta spun, că sunt și revendicări foarte obiective. Deci fără acest tratament mânță, practic, culturile de porumb și de repede floarea soarelui, care sunt foarte importante la noi, asta, deci, practic, ar reprezenta un atentat la siguranța națională, într-un fel, dacă vorbim de siguranță alimentară, automat vorbim și de siguranță, națională. Da. Bun. Imediat, domnule profesor. Pe de altă parte, referitor la revendicările fermierilor români, să revenim așa mai aproape, principala, eu cred că n-ar fi existat aceste proteste dacă guvernanții își făceau treaba și plăteau ceea ce aveau de plătit la timp. Deci fermierii care s-au confruntat anul trecut cu foarte multe lucruri, în primul rând cu secetă, care practic în trei din ultimii 4 ani au avut parte de secetă, mulți dintre ei, și afacerile lor sunt practic pe buza prăpastiei, ale multora dintre ei. În aceste condiții, tu, guvern, nu vii și să le plătești măcar banii pe care în anii anteriori îi plăteai la timp. Deci de data asta, anul acesta, iarăși au început întârziere la plăți. Eu cred că ăsta a fost factorul declanșator. Vă referiți la despăgubirile pentru secetă, la subvențiile? Nu, mă refer strict la banii care trebuiau plătiți. Despăgubirile pentru secetă erau, cum să spun așa, o chestie despre care se tot discuta, plus, dar nu s-a stabilit, mă rog. Vorbesc despre banii care efectiv
subvenții și așa mai departe, okay, care trebuiau achitate. Mm-hmm. Și au plățile directe și celelalte exact subvenții. Și da, au corect intervenit tot felul de tâmpenii, precum citirea satelitară care nu funcționa și care, și din cauza căreia, practic, unii s-au trezit că, deși aveau o anumită cultură în câmp, satelitul citea o altă cultură și atunci lor li s-au invalidat plățile. Și acum pune-te și judecă-te cu autoritățile ca să-ți recuperezi banii. Deci, au fost niște lucruri obiective, care... Da. Înțelege enervarea lor, a fermierilor, dar peste astea, desigur, au intervenit oportuniștii și atunci a ieșit un haloi măsmare din care nimeni, probabil observatorii de pe margini, n-au mai înțeles nimic. Cam okay asta. Revin la dumneavoastră, domnule profesor, și poate la imaginea mai de ansamblu, pentru că cea legată de situația din România n-a deschis-o foarte bine domnul Robert Vereș. Întrebarea este... Eu mă întorc la ce spuneați mai devreme, protecționism. Bun, dar asta nu ne dă niște fiori așa pe șira spinării. Ce facem cu Uniunea Europeană dacă ne ducem spre zona aceasta de protecționism? Pentru că, până la urmă, protecționism este exact ceea ce nu înseamnă Uniunea Europeană. Uniunea Europeană înseamnă un comerț liber, nu? Al mărfurilor, serviciilor și așa mai departe, și al persoanelor. Vedeți, atunci când s-a constituit politica agricolă comună, s-a avut în vedere, în primul rând, satisfacerea nevoilor alimentare ale continentului. În momentul de față, nu mai este vorba doar de satisfacerea nevoilor continentului, deja asta trebuie să fie pe primul loc, dar practic, prin dezvoltarea agroindustriei, s-a ajuns la participarea la schimbul internațional, schimbul global. Ori aici, într-adevăr, funcționează piața liberă. Iar din punctul de vedere al corelării între principiile, mecanismele pieței unice și ale pieței agricole, aici nu s-a lucrat la reformă. Fermierii și mai ales organizațiile agricole de piață reclamă tot timpul o punere în acord a acestor realități. E nevoie să se pună consumul intern în relație cu consumul internațional prin intermediul comerțului. Știm foarte bine că tot Uniunea Europeană este cea care reglementează comerțul internațional din punctul de vedere al statelor. Domnule profesor, se poate face acest lucru, punerea în acord a acestor cifre și obiective? Sigur că se poate face, dar eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului că după 1920, practic Comisia Europeană, instituțiile europene au cam abandonat aceste, haide să le zicem, interese comune și au dat... Cred că ați vrut să spuneți după 2020, da? După 2020, nu? 2020, da, okay, sigur da. După 2020 să dea cale liberă statelor să-și salveze, să-și gestioneze, să-și introducă propriile reguli. Și acum, iată, suntem după 4 ani, au apărut aceste, dacă vreți, concurențe neloiale, cum se spune, între statele membre. Și Comisia Europeană nu prea mai are acum instrumentele să vină repede la o situație de reglementare a pieței, așa cum era înainte de 2020. Pe de altă parte, este foarte greu să ieși din circuitul internațional și lucrul acesta, iarăși, nu se poate datorită faptului că s-a dezvoltat agroindustria și agroindustria cu produsele ei vrea piețe cât mai largi, piețe cât mai mari. Și lucrul acesta, vedeți, iarăși nu este reglementat la nivelul Uniunii Europene. Încă o dată spun, e nevoie de reforma pieței interne și a pieței agricole comune corelată cu piața internă. Lucrul acesta probabil se va face, din câte știu eu, dar se mișcă foarte, foarte încet, foarte greu, pentru că Uniunea Europeană, din păcate, în procesul decizional, este dominat foarte mult de tranzacționismul imediat a prezentului, iar acest tranzacționism a făcut ca modul în care sunt influențate deciziile și la Bruxelles să nu fie întotdeauna optim pentru Uniunea Europeană. Și aș vrea să mai adaug încă ceva. Vă rog. Apropo că foarte bine punctat domnul Vereș că la noi s-a creat un haos. Uitați-vă, în Germania, Franța, acum este întoi în Grecia, în Italia, cât de puternice sunt
aceste structuri de piață, asociații de piață, la noi au fost destul de timide. La noi au fost mișcări din acestea. Mai degrabă spontane. Spontane, da. Sigur că da. Dar nu prea am văzut, din păcate, nu prea am văzut structurile de piață. Sunt câteva zeci de structuri de piață și eu am o întrebare. De ce oare sunt tăcute? Pentru că ele trebuiau să vină să aducă guvernului lista de revendicări care să fie corelate și cu legislația și cu piața și cu interesele individuale sau, de ce nu, regionale. Pentru că știm foarte bine că există regiuni și regiuni și în Uniunea Europeană care au un nivel de productivitate mai ridicat, mai scăzut, în funcție de ceea ce are calitatea solului. Și o altă chestiune, iarăși foarte interesantă, da, am văzut în ultimii ani foarte multe evenimente din acestea, haide să spunem, climatice, care au generat pierderi. Culmea este că noi le aflăm la televizor că se vor întâmpla, dar cei care gestionează politicile agricole și la Bruxelles și la nivel statal nu se pregătesc să vină în întâmpinarea fermierilor. Degeaba vii și dai după un an de zile când el poate că a dat faliment și nu mai poate să intre pe piață. Okay. Lucrurile acestea deci sunt dureroase pentru oameni. Doar să reamintim, suntem la Rural, discutăm, iată, despre situația agriculturii la nivel european și în România, evident, împreună cu domnul Robert Vereș, este jurnalist la Profitul Agricol aici în studioul RFI de la București, și cu domnul profesor Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană. Încercăm să ne extragem un pic din toată această vâlvă a protestelor și să înțelegem de fapt ce se întâmplă și unde ne aflăm și unde ne ducem până la urmă cu aceste teme agricole. Domnule Robert Vereș, adineauri, domnul profesor a pus o întrebare, și anume, au fost cam timide organizațiile profesionale în România? Găsiți că au acționat așa mai puțin coerent sau? Cum vedeți? Din păcate, activitatea asociativă de la noi nu funcționează așa cum ar trebui. Asociațiile profesionale, am asistat de pildă chiar în decembrie la o discuție la Academia de Științe Agricole, unde s-a discutat un subiect legat de susținerea unei anumite politici europene în domeniul noilor tehnici genomice. România, după 15 ani în care a susținut aceste noi tehnici genomice, dintr-o dată și-a găsit locația, și-a schimbat poziția. Ei bine, unele dintre asociații profesionale, majoritatea lor, de fapt, le-am văzut efectiv în acea sală aplaudându-l pe ministru. Eu aș vrea să văd în ce altă țară din Uniunea Europeană este aplaudat ministrul agriculturii de către asociații. Eu nu spun că trebuie să fii neapărat în poziție conflictuală perpetuă cu autoritățile, nu despre asta este vorba, dar ca să stai tot timpul la cafeluță, pun ghilimelele, cu ministru, îți taie practic elanul acesta în momentul în care ar trebui să pui piciorul în prag. Este una dintre cauzele pentru care la noi s-a ajuns la proteste spontane, dacă vreți. Din punctul meu de vedere, n-au fost prea spontane, dar în fine, asta este altă discuție. Da. Și de asta asociațiile s-au dus la minister și au semnat niște protocoale. Protocoale care teoretic rezolvă unele lucruri, în practică vom vedea dacă le rezolvă. Iar unele lucruri cerute chiar și din stradă de către proteste răspundare. Sunt niște chestiuni comune acolo. Unele care s-au așa. Din punctul meu de vedere, principalele revendicări, de fapt, cele care ar rezolva cu adevărat situația agriculturii, nu au existat pe masă.
nu s-au discutat serios, cel puțin, și nu, pentru ele nu există o rezolvare, nu într-un orizont de timp pe care să-l vedem. Și aici putem să discutăm de situația, de pildă, a arendei, situația terenurilor, cadastrării terenurilor. Sunt lucruri care pe agricultura României poate fi comparată, dacă vreți, cu aceea a mediului rural, unde avem WC-urile în fundul curții, ca să zic așa, nu știu ce procent din gospodării, nici nu mai știu dacă e jumătate sau mai mult, dacă au rămas așa. Deci sunt niște lucruri care ar trebui rezolvate. Da, aceste lucruri care fac ca de pildă România să fie cel mai mare producător de floarea soarelui, dacă este să o luăm din punct de vedere al suprafeței alocate acestei culturi, dar în fapt să randamentul de producție, producția medie, să fie foarte mic. Cum este și la celelalte culturi, la porumb. Noi la porumb avem, nu știu, 5 tone, ceva de genul acesta, o producție medie anuală, multianuală, pe când în alte țări este aproape dublu, nu? Adică asta, deci avem o problemă de productivitate. Da. Astea sunt lucrurile cu adevărat dureroase. Asigurarea, deci fermierii, noi de ce avem despăgubiri, cum se zice, de stat la secetă? Păi le avem pentru că nu avem un mecanism, asta este aberația, nu avem un mecanism funcțional prin care fermierii să se asigure pentru aceste fenomene. E adevărat că la noi seceta, și tocmai aici e problema, aici ar putea să intervină statul prin niște mecanisme, pentru că asiguratorii nu pot asigura în, cum să spun, seceta pur și simplu pe spezele lor, pentru că ar însemna să fie un business perdant și atunci statul trebuie să vină cu niște mecanisme compensatorii. Ăsta este rolul lui. Un fond de asigurare, s-a discutat exact, mult despre el. S-a discutat, dar nu s-a întâmplat. Nu, deci lucrurile acestea nu se întâmplă și de asta situația este... Cea care este. Da. Mă bucur că ați ajuns în acest punct, domnule Vereș, rețin ideea că până la urmă lucrurile esențiale nu s-au discutat, se discută probabil lucrurile doar de pe o zi pe alta sau chestiunile care ard, să zic așa. Domnule profesor, pentru că ne ducem un pic spre, ușor, ușor spre finalul dialogului nostru, v-aș ruga două lucruri, măcar să ne spuneți cum vedeți, sau mă rog, trei avem de fapt să vă întrebăm. Odată am remarcat faptul că fermierii europeni contestă și sau nu acceptă nici acel acord Mercosur, cel cu statele din America de Sud, probabil că e din același capitol al protecționismului. Întrebarea a doua este legată de faptul că spuneați mai devreme că am putea să traversăm o criză socială și una politică, vă rog să detaliați, și în fine să mergem poate și spre o zonă de soluții. Renunțăm la ambițiile de mediu, ce facem? Sau le amortizăm un pic, să le facem mai mici? Cum vedeți aceste lucruri? Bun, în ceea ce privește prima chestiune, sper să observați că Franța este statul care se opune cel mai mult la acordul Uniunii cu Mercosur și exact pe motivul agriculturii. Dar nu este numai Franța. Există și cu Australia un acord care are asemenea lucruri. Încă o dată, aici politica agricolă a rămas, dacă vreți, este în stadiu arhaic. Este cea care a fost formulată pentru nevoile doar ale consumului intern în Uniunea Europeană și nu cu participare la fluxurile internaționale, așa cum este normal. Aici este de lucru și va trebui Uniunea Europeană să lucreze cu structurile de piață, cu cei care sunt foarte, foarte prezenți în piața locală, în piața europeană și în piața internațională. A doua chestiune, da, vedeți, da, așa se întâmplă. Noi trăim din 2004, din 2005, când a fost declanșată acea criză constituțională cu tratatul, o suită de crize, de crize politice, de crize economice, crize sociale, care se succed, acum li se spune criză cascadă, criză în cascadă. De ce criză în cascadă? Pentru că nu mergând pe tehnica aceasta a tranzacționismului, mă refer la guverne, ceea ce se observă și acum cu această temă a agricultorilor, a revoltei agricultorilor,
Mergând pe această formulă, practic în Uniunea Europeană nu s-a rezolvat o criză, că deja a venit alta. Incapacitatea liderilor de a veni cu soluții de rezolvare a crizelor este, cum să spun, înspăimântătoare. Am văzut că în ultimele zile s-a ajuns la un acord Consiliu-Parlament în ceea ce privește un stil de management al crizelor în Uniunea Europeană. Dar de atunci, aproape 20 de ani suntem în crize și iată, Uniunea Europeană este foarte, foarte departe de a-și găsi, un ritm. Pentru că în zilele acestea s-a discutat de fostul președinte a Comisiei Europene, Jacques Delors, să ne amintim cât de aplicat a fost și ce viziune bună a avut să oprească acea scleroză, euroscleroză de un deceniu de după criza energetică din 1973. Ei, acum nu mai avem un Jacques Delors care să vină cu o viziune, cu o capacitate de a mobiliza liderii din state, din Uniunea Europeană. Din păcate, asta este situația noastră. Nu ne putem juca. Dar după criza economică vine criza socială, dacă nu este rezolvată, și care se însoțește cu crizele politice. Vedeți, vorbeam de cetățeni, dar vedeți spaimele partidelor și liderilor de la, din toată Europa în ceea ce privește creșterea extremismului, xenofobiei, populismului și așa mai departe. Astea nu sunt decât semnele crizei politice care se vor accentua dacă la alegerile care se vor întâmpla curând și la nivel statal, regional, dar și la nivel european, nu vor apare lideri care să fie dedicați de adevăratele pe termen mediu și lung rezolvării problemelor. Formula aceasta de care tot aminteam, a tranzacționismului, a rezolvării pe segment, în moment și nu în ansamblu și în durată, asta nu este o formulă de gestionare a crizelor. Și lucrul acesta ne costă. Vor fi costuri, pentru că dacă lăsăm să rezolve timpul le rezolvă într-adevăr, dar costurile le plătim noi, le plătesc cetățenii. Și punctual din întrebare. Da, punctual era a treia întrebare, era legată de ce facem cu ambițiile de mediu? Le mai temperăm, le păstrăm, le amortizăm? Nu, ambițiile de mediu trebuie duse de adevăratele spre politicile celelalte. Te duci cu politica de mediu și spui, e obligatoriu în celelalte politici să fie graficul acesta. Nu este așa. Te duci dinspre politici să integrezi politicile de mediu. Nu dinspre politicile de mediu ca să integrezi celelalte politici. La noi aici este o vorbă, știți, cu pus carul înaintea boilor, tractorului. Deci, încă o dată, este o chestiune de management public, de management a politicilor la urma urmei, care nu funcționează cum ar trebui nici la nivel de state membre, mă refer strict la Uniunea Europeană, și nici la nivel de Uniune Europeană. Și de aceea trebuie să fim atenți și să punem umărul ca să se îndrepte lucrurile acestea, dar încă o dată, nu doar pentru ca politicienii să spună, să răsufle ușurat, să spună am scăpat, ci pentru ca cetățenii să vadă o cale în durată medie și lungă. Bun, Robert Vereș, mă întorc la dumneavoastră, adresați-mă o întrebare la început și ați dat câteva răspunsuri, dar aș insista așa spre finalul discuției noastre. Până unde putem merge cu subvențiile, cu ajutoarele de stat pentru agricultori? Îi mai considerăm antreprenori sau îi transformăm în niște ONG-uri care nu mai au profit și... Pentru că uneori senzația mea cel puțin este că ei se duc în niște zone destul de îndepărtate, adică își doresc aproape, mă rog, subvenții foarte mari sau ajutoare de tot felul. Poate, cum spuneați mai devreme, pe bună dreptate, în unele situații, situația economică poate era complicată în ultimii 2-3 ani în România și la nivel european, dar principial până unde mergem? Păi este ca în dresaj, nu? Dacă ai un câine de luptă, nu poți să-l faci
mielușel, dar poți să-l faci, să zicem, care să nu fie de luptă, poate să fie antrenat să fie prietenos cu ceilalți oameni. Invers, un câine obișnuit poate să fie, să fie terorist în relația cu ceilalți. Da. E bună comparație. La fel în cazul nostru, sau mă rog, la nivel macroeconomic, din păcate politicile acestea în cascadă și, cum spunea și domnul profesor, practic scăderea calității actului politic și a politicienilor au condus la aceste efecte în cascadă în care practic mai multe sectoare economice au devenit dependente de politici intervenționiste. Și ca atare, economia nu mai funcționează ca o economie de piață în adevăratul sens al cuvântului, economia europeană. E o politică, să zicem, europeană de intervenționism. De asta e și comparată adeseori cu un socialism. Nu e socialism propriu-zis, este intervenționism. Pentru că nu, efectiv, dacă îi întrebi pe fermier, cu siguranță îți vor aduce niște argumente pertinente care să-ți arate că ei nu pot lucra fără aceste subvenții. Mulți dintre ei chiar nu o pot face. Am auzit și fermieri, am discutat și cu fermieri care spun, domnule, mie cred că mi-ar fi mai bine dacă s-ar elimina de tot subvențiile. Adică unii visează la această resetare a pieței pentru că, într-adevăr, în lipsa subvențiilor ar fi o concurență. Probabil că ar dispărea jumătate dintre ferme și ar fi o criză fenomenală, dar pe undeva poate că în timp s-ar așeza piața. Nu știu dacă ne dorim lucrul acesta, pentru că probabil implicațiile sociale ar fi de nesuportat. Da, și poate chiar de producție, de siguranță alimentară. Dar, repet, suntem aici, suntem aici pentru că au venit din spate aceste efecte ale acestor politici care nu au setat lucrurile de la început așa cum trebuie. Asta este opinia mea așa pe scurt. Da. Vă rog, domnule profesor, o concluzie și de la dumneavoastră și vis-a-vis de această temă pe care am discutat-o astăzi. Vedeți, aș fi foarte scurt și aș folosi o expresie frecventă a fermierilor. Ar trebui să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de lucru, să regândim și să reconstruim politica agricolă, să dăm politicii interne a Uniunii Europene principiile de bază care a fost și să-i lăsăm flexibilitatea racordării la piața globală. Lucrurile acestea se pot întâmpla numai dacă avem un establishment politic și de gândire, de strategizare, care să aibă în vedere binele comun și binele național și binele european. Și în ceea ce privește fermierii și în ceea ce privește alte categorii de producători, ei trebuie să fie consultați tot timpul, nu doar în perioade de criză sau în perioade acute de revoltă, să existe această armonizare la nivelul tuturor actorilor. Și când am folosit cuvântul armonizare, deja mă duc cu gândul la părinții fondatori ai Uniunii Europene, pe care i-am uitat. Cred că ar trebui să le reluăm gândurile și să le adoptăm la timpurile noastre. Mulțumesc, să știți că... Vă rog, Robert Verici, dacă vreți să completați. Da, aș mai adăuga că m-am referit la situația europeană, dar aș puncta că pe plan național, din păcate, lucrurile sunt agravate de faptul că noi nu avem o strategie pe termen mediu și lung. Dacă alte state, precum Polonia, de pildă, au aceste strategii și se vede în evoluția politică Poloniei din punct de vedere al agriculturii, ca să zic așa, sunt mult în fața noastră. Noi chiar nu avem și nu se pun de acord, nu reușesc partidele să se pună de acord, de asta nici nu se adoptă legi precum cele pe care le-am menționat. Se ajunge inclusiv ca atunci când ai o majoritate parlamentară să nu fie capabilă să scoată o lege a arendei, așa numită lege a arendei, de fapt o modificare a codului civil care să permită o arendă care să seteze lucrurile favorabil pentru fermieri. De asta nu sunt
posibile aceste lucruri, pentru că nu există o înțelegere pe termen lung a situației. Noi ne bălăcim în aceeași situație a crizelor pe care le rezolvăm punctual. Mulțumesc, bă. Trebuie să recunosc că atunci când am gândit această emisiune, mi-am adus și eu aminte de părinții fondatori ai Uniunii Europene, de care vorbea domnul profesor. Mulțumesc pentru această emisiune și pentru acest dialog extrem de interesant. Robert Vereș a fost aici în studioul RFI de la București, jurnalist Profitul Agricol, și domnul profesor Vasile Pușcaș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost negociator șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune!